Piața Mare a Sibiului a fost plină în noaptea din 3 ani. Mii de sibieni și turiști au numărat ultimele secunde ale lui 2013. Cel mai așteptat concert al Revelionului organizat în centrul orașului, cel al Alexandrei Stan, a transformat primele momente ale lui 2014 în unele cu adevărat incendiare. Revelionul de la Sibiu a început în jurul orei 21:30. Mai multe trupe au urcat pe scenă până la miezul nopții. Primarul Sibiului Claus Iohannis și MC-ul Revelionului organizat la Sibiu, Dan Negru, au dat startul numărătorii inverse. 5, 4, 3, 2, 1. La mulți ani! La mulți ani, România! Un foc de artificii a dat apoi startul distracției din Piața Mare. Sibienii împreună cu turiștii veniți din străinătate sau alte orașe ale țării au dansat ore întregi. Foarte mișto, la distanță de minune! Sibia e mișto! Te faci în zi! Foarte frumos! Te am un safir foarte frumos! Alături de familie și de prieteni! Ne distrăm foarte bine, foarte frumos! Atmosferă plăcută! Prima dată aici, foarte frumos! Suntem veniți din Germania, e superb! Primul concert al Alexandrei Stan a marcat în mod surprinzător mult așteptata revenire pe scena artistei.